Un autobuz de pe ruta Bălți-Pârliță a provocat un accident rutier în această dimineață. Șoferul a ignorat culoarea roșie a semaforului, deși avea cu el 8 pasageri și a lovit un microbuz care, în consecință, s-a răsturnat. Impactul a avut loc pe strada Nicolae Iorga din Bălți. Șoferul microbuzului spune că circula regulamentar. Следствие установит уже, как. Выехали на зеленый, автобус вон на красный, как летел, так и летел. И даже не остановился. Deși a refuzat asistența medicală, șoferul microbuzului spune că s-a ales cu traumatisme. Mi-am adresat la medic, cum face investigații, ceva să vedem ce întâmplă. Șoferul vinovat de accident va primi o amendă de 1200 de lei și 6 puncte de penalizare. A fost produs un accident rutier din cauza că conducătorul mijlocului de transport a neglijat culoarea roșie a semaforului, adică culoarea de interzicere. La nicio oră distanță, poliția a intervenit pentru a documenta un alt accident. De această dată, pe strada Ștefan cel Mare a fost lovit un biciclist. Tu nu mergi la fel cu bicicleta pe biciclete. Viteza e diferită, înțelegi? Domnul, de exemplu, nu m-a observat. Eu m-a uitat la situație. Din atenția mea și din atenția șoferului s-a produs un accident, totul e bine, eu nu sunt traumatizat, doar bicicleta. M-a oprit la trecere, am dat drumul la doi pietoni. Și nu m-am dat să mă pornesc și el cu bicicleta, și rapid înainte, n-am dorit să reacționez, dar totdeauna l-am atins, că asta e la un metru iară. Pe parcursul anului trecut, în municipiul Bălți, au fost comise 64 de accidente rutiere, soldate cu 3 persoane decedate și 70 traumatizate.